Bun găsit, sunt Cătălin Gora și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Un reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost desemnat persoană non grata pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta fiind obligată să părăsească țara noastră. La un gest similar ar putea recurge și Federația Rusă. Detalii imediat la știri. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul frauda bancară pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebite mari, a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu. Ploile puternice de noaptea trecută au inundat mai multe subsoluri și au blocat drumuri. Salvatorii au intervenit pentru a tracta și o ambulanță, împotmolită în noroi, în timp ce se deplasea spre un pacient. Alte detalii la știri. Un angajat al Ambasadei Rusiei a fost declarat persoană non grată, fiind obligat să părăsească Republica Moldova. Anunțul a fost făcut aseară după convocarea ambasadorului rus la Ministerul de Externe. Surprinzător, dar Oleg Vasnețov nu a venit cu explicații, ci mai degrabă a cerut autorităților să-și argumenteze pretențiile. Сегодня мы слышали разные словосочетания в адрес и этой делегации, в адрес сотрудников посольства, не очень приятно, я бы сказал, нелицеприятно. И также просили дать разъяснение, в чем неподобающее поведение сотрудников, что означает это и в понимании руководства Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Внятного ответа мы не получили, ждем ответа, точно так же, как и ответы на многие другие вопросы, поставленные нами. Мы присоединяемся к тому, что было сказано недавно официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, что данные действия рассматриваем как недружественные шаги по отношению к нашей стране. Azi dimineață, presa rusă scria că cel mai probabil Moscova va recurge la un gest similar. Ieri, premierul Dorin Recean a dat de înțeles că luni, doi angajați ai misiunii diplomatice ruse au insultat polițiștii de frontieră pentru că au întors acasă avionul cu o delegație rusă. La bordul aeronavei private era președintele Republicii Autonome Ruse Tatarstan, care încerca să ajungă la un eveniment electoral la Comrat. Chișinăul a interpretat vizita drept ingerință în treburile interne ale Republicii Moldova, mai ales că Rustam Minihanov este inclus și în lista politicienilor ruși sancționați de Statele Unite. Liderul autonomiei Tatarstan este unul dintre cei care îl susține pe Putin în războiul împotriva Ucrainei, fiind și președintele unei companii ce produce bombardiere strategice pentru forțele armate ruse. Controversatul om de afaceri Vladimir Andronachi a scăpat de arest în izolator. El a fost transferat din celula penitenciarului 13 în arest la domiciliu. Decizia a fost luată aseară de magistrații judecătoriei Chișinău, cu sediul Buiucani, care au dispus ca fostul politician să fie monitorizat cu ajutorul brățării electronice. Procurorii anticorupție precizează că decizia nu poate fi contestată. După mai multe dezbateri între procuror și avocat, ieri magistrații de la judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucani au decis ca Vladimir Andronachi să fie transferat din penitenciarul numărul 13 în arest la domiciliu. Potrivit avocatului, controversatul om de afaceri este monitorizat cu ajutorul brățării electronice, care i-a fost aplicată la ieșirea din izolator. Avocatul Vladimir Moșneaga nu ne-a răspuns însă la apeluri pentru mai multe detalii. În schimb, Procuratura Anticorupție a emis în această dimineață un scurt comunicat de presă în care a confirmat că Andronachi scapă de arest în izolator. Acuzarea precizează că hotărârea nu poate fi contestată și că va reveni cu alte detalii în scurt timp. Vladimir Andronachi a ajuns pe mâna autorităților de la Chișinău în noiembrie anul trecut, după ce a fost predat de către serviciile ucrainene de securitate, care l-au declarat persoană indezirabilă și l-au expulzat din Ucraina. Avocații lui Andronachi spuneau atunci că fostul deputat democrat ar fi fost pus sub învinuire la comandă politică. De-a lungul anilor, Andronachi a fost protagonistul mai multor investigații jurnalistice. Cutia Neagră Plus a scos la iveală faptul că acestuia este asociată a treia cea mai mare companie de furnizare a energiei electrice din Moldova, fondată în vara anului 2018, pe când regimul lui Plahotniuc era în plină ascensiune. Jurnaliștii au intrat în posesia unei discuții telefonice între fostul deputat democrat și consilierul liderului de atunci din regiunea transnistreană, Iurie Melnic. Не, мы с Кариной разыграли там такое. Я с этой стороны, она с той стороны.
Короче, мы с Кариной вчера общались полночи. Все, вырабатывали стратегии. Сжали им яйца со всех сторон. Но я очень... Над ними так не издевался никто никогда. Vladimir Andronache este unul dintre cei mai controversați politicieni din țara noastră, care a fugit din Moldova în 2021, la scurt timp după ce PAS a obținut majoritatea la alegerile parlamentare anticipate. Câteva luni mai târziu, procurorii anticorupție au desfășurat percheziții acasă la fostul democrat, care este cercetat în dosarul fraudei bancare. Vladimir Andronache, deputat în două legislaturi din partea Partidului Democrat, este asociat de opinia publică drept persoană de încredere a oligarhului fugar Vlad Plahotniuc. Andronache este acuzat de implicare în scheme imobiliare, energetice, extracție de zăcăminte, export de fier uzat și furtul miliardului. Fostul deputat democrat pledează nevinovat. Încă 6 zboruri anulate. Pentru astăzi, Air Moldova a renunțat la operarea curselor tur-retur de la Tbilisi, Istanbul și Dublin. Iar FlyOne a anulat zborul spre și dinspre Erevan. Nu am reușit deocamdată să aflăm motivul, dar în cazul Air Moldova motivele rămân aceleași, ne-a spus purtătoarea de cuvânt a companiei. Înainte de sărbătorile pascale, Air Moldova a scris într-un comunicat că se află într-o situație dificilă și că nu are aeronave proprii din luna martie. Mai mult, firma s-a pomenit cu conturile blocate, după ce banca i-a obligat să păstreze mai mulți bani pentru garantarea rambursării biletelor neutilizate. Iar ministra infrastructurii a declarat că Autoritatea Aeronautică Civilă i-a cerut companiei să elaboreze un program de evitare a consecințelor anulării frecvent a zborurilor, iar dacă nu se va conforma, ar putea urma sancțiuni mai dure decât limitarea de vânzare a biletelor pe o perioadă de 3 luni. Între timp, ieri mai mulți angajați de la Air Moldova au lansat o petiție în care au cerut președintei să intervină pentru a debloca criza din cadrul companiei. Acum câteva minute, Autoritatea Aeronautică a declarat că statul nu se poate implica în gestiunea unei companii private. Premierul Dorin Recean, însoțit de ministrul de externe, are astăzi mai multe întrevederi la Bruxelles. Delegația moldovenească va purta discuții cu președinta Parlamentului European, președinta Comisiei Europene și cu șeful diplomației UE. Prim-ministrul se va referi la agenda de reforme inclusiv în domeniul justiției, consolidarea sectorului energetic, precum și colaborarea cu UE în domeniul securității, se spune în comunicatul guvernului. Vizita are loc la o zi după ce Parlamentul European a votat o rezoluție ce obligă instituțiile europene să inițieze negocierile de aderare Republicii Moldova la UE până la sfârșitul anului, cu o singură condiție, ca autoritățile să implementeze cele 9 recomandări asumate anul trecut, după obținerea statutului de țară candidat la aderare. După București, aceasta este a doua vizită a prim-ministrului Recean în afara țării. Dosarul dezordinilor în masă va fi trimis în judecată. Oamenii lege anunță că au terminat urmărirea penală în privința celor 7 bărbați reținuți pe 11 martie. Potrivit procurorilor, indivizii cu vârsta cuprinsă între 21 și 40 de ani urmau să participe la protestele organizate de partidul politic Șor și să provoace violențe și dezordini. Direcția combaterii crimei organizate. Potrivit poliției, membrii grupului criminal organizat trimiși pe banca acuzaților ar fi identificat și racolat mai multe persoane, în special tineri cu o constituție atletică, printre care și foști condamnați. Indivizii erau divizați în grupuri. Ulterior, învinuiții au organizat deplasarea și cazarea acestora în Chișinău. Oamenii legii au descins cu percheziții și mandate de reținere în apartamentele cu pricina. În cadrul anchetei s-a stabilit că atât membrii grupului criminal organizat, cât și persoanele racolate de ei, urmau să participe la protestele organizate de Partidul Șor pentru a forța cordoanele polițiștilor și a provoca violențe. Potrivit IGP, participanții erau remunerați pentru activitatea ilegală. Erau remunerați atât învinuiții, unii cu câte 1000 de lei pe zi, cât și cei recrutați de ei. Aceștia din urmă erau predispuși să comită infracțiuni și ilegalități. Mai mult, membrii grupului au instruit în prealabil despre modalitatea de acționare violentă în timpul manifestației. Potrivit oamenilor legii, printre cei anchetați se numără și organizatorul grupului criminal, un bărbat în vârstă de 40 de ani din Bălți. Acesta deține și cetățenie Federației Ruse, unde a lucrat până la revenirea în Moldova. Anterior, luat la întrebări pe holurile instanței de judecată, ultimul a respins orice acuzație, la fel ca și ceilalți membri ai grupării criminale. Cunoaștem ребята для дестабилизации. Нет, неправда. А откуда вы приехали в Молдову? И цель ваша была выезд, приезда? Из Армении.
А какая цель у вас в Молдавии была? Мать больная. Скажите, что являетесь ли вы агентом Российской Федерации? Нет. Imediat după reținerea celor șapte bănuiți, a reacționat și Partidul Șor, care a negat orice implicare în pregătirea dezordinilor și violențelor în masă în timpul protestelor din capitală. Potrivit legii, participarea la dezordini în masă se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. Ploile puternice de noaptea trecută au inundat mai multe subsoluri și au blocat drumuri. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit aseară pentru a tracta o ambulanță și a rămas blocată în noroi, în timp ce se deplasa spre un pacient. Incidentul a avut loc în localitatea Cairaclia din raionul Taraclia. După intervenția salvatorilor, echipajul de medici a reușit să ajungă la pacient. Azi dimineață, pompierii au fost alertați pentru a pompa apă din două subsoluri. În localitatea Bursuc, din raionul Nisporini, beciul unei gospodării a fost inundat, iar în orașul Soroca, apa a pătruns în subsolul unei case de locuit. Ieri după amiază, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi puternice. Avertizarea este valabilă până diseară. Conform prognozelor meteorologice, din cauza ploilor abundente, există riscul producerii inundațiilor. În caz de situație excepțională, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 21 situații de risc. Ca la noi, la nimeni, peste 100 de oameni care și-au cumpărat acum 18 ani apartamente într-un bloc din capitală nu au trecut nici astăzi în casele lor. După ce le-a luat banii, compania de construcție a dat faliment, iar oamenii au fost puși să mai plătească sume serioase de bani noului gestionar. Chiar și așa, problemele se perindă și acum una după alta. Proprietarii locuințelor spun că le-a ajuns cuțitul la os. Ieri, aceștia s-au adunat în fața Agenției pentru Supraveghere Tehnică, pe care o acuză că refuză să emită ordinul de recepție a blocului, fără a prezenta vreun motiv. Indignați și cu pancarte în mâini, zeci de oameni s-au adunat în fața Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Aceștia cer instituției să le elibereze actele necesare pentru ca blocul pe care îl așteaptă de 18 ani să poată fi dat în sfârșit în exploatare. S-a schimbat inspectorul, dar lucrurile nu s-au schimbat. Toți suntem în aceeași stare când blocul nu semnează procesul verbal de recepție. Astăzi deja locatarii nu mai pot aștepta. I-am preîntâmpinat și prin diferite note că urmează, în caz contrar, urmează să facem careva proteste. Însă, și până în prezent nu depun nicio acțiune privind finalizarea sau să spun ce încălcări avem în bloc. Necătând că toate autoritățile spun că nu avem încălcări. Așa cum au trecut aproape două decenii de când și-au investit banii în apartamente, mulți dintre proprietari nu au mai ajuns să-și vadă locuințele, deoarece nu mai sunt în viață. Maria Balan spune că și-a pierdut soțul în 2009, la scurt timp după ce a plătit suma integrală pentru apartament. Au vrut să-și ajute astfel copiii, dar din cauza stresului și a neplăcerilor care au urmat, inima bărbatului a cedat. În 2009 el a decedat și prea mă dintre asta, mi s-a tras. El tare are trăit, el a vrut și el să aibă la copii și omâșit. Nu a fost să ducă să bie și să guleiască. El a avut interes pentru copii. Dat și lașea la bani și lașea la, dar cui să mai dă? Că de mine i-am săturat, gândesc că tot Moldova asta, numai de ăștia avem, care să ne zmulgă și să ne zmulgă, dar cât mai poate? În jur de 50.000 de euro a investit și Tatiana Pantea în apartamentul viselor sale. Când l-a cumpărat, copilul ei avea 2 ani. Visa să-și crească băiatul într-o locuință nouă și frumoasă, dar realitatea a fost alta. Au trăit cu chirie în apartamente vechi pe care plăteau o groază de bani, iar periodic se înghesuiau cu părinții într-o locuință. Acum fiul ei are 20 de ani, gata să plece în lume, dar până acum așa și nu a pășit în casa în care trebuia să crească. Ce vă promiteau? Cum explicau toată situația? Am dat faliment, apoi am găsit firmă de construcție, am adunat iarăși câte 150 de euro pentru metru pătrat, acum recent iarăși 25 de euro pentru metru pătrat ca să finisăm casa. Și casa noastră practic e finisată, e amenajată, doar acum depinde de AST. După lungi discuții și negocieri cu protestatarii, reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnică au promis că vor lua măsuri.
Eu vă dau cuvânt, eu mă apuc de lucru să fac. Din 42 de obiecte, eu numai decât fac. Dar pe mine mă interesează să fie un reprezentant care ne-a mijlocit, am zis că are acces la aceste acte, din punct de vedere care cunoaște problema. Acum 18 ani, peste 100 de persoane și-au cumpărat apartamente în blocul de pe strada Ginta Latina, din sectorul Ciocan al capitalei. După 6 ani însă, compania care și-a asumat ridicarea clădirii a falimentat, proiectul fiind preluat de o altă întreprindere. Asta i-a mai costat însă pe oameni bani în plus, până la 50% chiar din costul apartamentului, spun unii proprietari. Iar când părea că lucrurile merg în sfârșit așa cum trebuie, au început problemele legate de eliberarea autorizațiilor. Cert este că astăzi reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnică au promis că vor soluționa problema într-o săptămână. Accident bizar pe strada Albișoara din capitală. O mașină a ajuns sub roțile unui camion. Din cauza impactului, în zonă s-au format ambuteiaje, iar șoferii au circulat cu dificultate. Accidentul s-a produs în această dimineață. Nu este clar deocamdată cum s-a produs totul. Din imaginile surprinse de martori, se vede că automobilul circula pe banda extremă stângă, iar camionul se deplasa pe banda alăturată. Cel mai probabil, șoferul mașinii nu s-a asigurat și a virat la dreapta, moment în care a ajuns cu mașina sub camion. Potrivit poliției, conducătorii auto nu au solicitat intervenția oamenilor legii, iar victime nu au fost înregistrate. O nouă schemă de escrocherie dirijată din penitenciar. De această dată, protagonistul este un deținut al penitenciarului 4 de la Cricova, care, potrivit poliției, a creat o companie fictivă prin intermediul complicilor aflați la libertate. Oamenii legii au deconspirat întreaga schemă și a desfășurat percheziții în celula deținutului. Potrivit poliției, bănuiții s-au dat drept vânzători de semințe de floarea soarelui. Aceștia i-au promis unui agent economic că îi va livra marfa, dar l-a lăsat fără aproape jumătate de milion de lei. Individul în vârstă de 25 de ani, organizatorul schemei, este cercetat penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au desfășurat percheziții în celula acestuia, iar în rezultat a fost depistat și ridicat un telefon mobil și o cartelă SIM, prin intermediul cărora suspectul coordona activitatea ilicită din penitenciar. Totodată, cei doi suspecți aflați la libertate, prin intermediul cărora au fost înființate companiile fictive, sunt cercetați în stare de libertate, iar polițiștii au dispus blocarea mijloacelor financiare, dobândite ilegal, din contul acestora. Conform legii, suspecții riscă închisoare de la 8 la 15 ani. Focuri de armă într-un local din sectorul Ciocan al capitalei. Un individ beat a scos arma și a efectuat o împușcătură în aer, după ce s-a luat la harță cu un alt bărbat și el aflat în stare de ebrietate. Angajații localului au alertat imediat poliția. Ajunși în cadrul documentării, polițiștii au stabilit că doi bărbați care s-au dovedit a fi cu vârstele de 31 și 42 de ani, fiind în stare de ebrietate, între ei s-a iscat un conflict. Iar în urma la ce unul, pentru a se apăra, a efectuat o împușcătură în plan vertical. Oamenii legii au stabilit că arma era deținută legal de către bărbat, aceasta fiind ridicată de către angajații poliției. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Tragedie în capitala statului Yemen. Peste 80 de persoane și-au pierdut viața, iar câteva sute au fost rănite într-o uriașă basculadă la o acțiune de binefacere cu ocazia Ramadanului. Oamenilor li s-au promis câte 9 dolari de persoană. Mulțimea s-a adunat în Sanaa, capitala Yemenului, pentru a primi cei 9 dolari de persoane cu ocazia sfârșitului lunii Ramadanului. Martorii oculari au declarat că totul a început în momentul în care militarii au tras în aer pentru a încerca să controleze mulțimea, iar un glonț a lovit un cablu electric, ceea ce a provocat explozia acestuia și a declanșat panică în mulțime. Oamenii au început să alerge, să se îmbulzească, iar astfel au ajuns să se calce în picioare pentru a fugi.
Victimele busculadei, una dintre cele mai mortale din ultimii 10 ani, au fost transportate la spitalele din apropiere, iar organizatorii evenimentului au fost arestați. Autoritățile au început o anchetă. Yemenul, cea mai săracă țară din peninsula arabică, este devastată de un război civil care durează de aproape 8 ani. Rebelii Hawez, susținuți de Iran, controlează Sana din 2014, când au răsturnat guvernul recunoscut la nivel internațional. Arabia Saudită a încercat să intervină în 2015, dar incidentul s-a transformat într-un război în urma căruia au murit peste 150.000 de persoane. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a mers astăzi la Kiev. Oficialul a adus un omagiu soldaților ucraineni care au fost uciși în timpul războiului și a analizat echipamentele militare expuse pe o piață din centrul capitalei ucrainene. Aceasta este prima vizită a lui Stoltenberg în Ucraina după invazia pe scară largă a Rusiei. Potrivit agenției de presă Reuters, gestul oficialului reflectă sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Ucraina, în timp ce se pregătește să lanseze o contraofensivă. Iar ministrul apărării Alexei Reznikov a anunțat că sistemele americane de apărare aeriană Patriot au ajuns în Ucraina. Tot ieri SUA a anunțat că vor oferi Kievului un nou ajutor militar în valoare de 325 de milioane de dolari. Pe de altă parte, Comisia Europeană încearcă să calmeze spiritele în țările europene afectate de fluxul de cereale ucrainene. Instituția a promis că va oferi noi compensații fermierilor afectați și că va institui restricții privind vânzarea grâului și porumbului în țările de frontieră cu Ucraina. Între timp, forțele rusești au intensificat bombardamentele de artilerie și atacurile aeriene asupra orașului Bahmut. În ciuda tuturor dificultăților, evacuarea populației civile din acele zone continuă. În timp ce mulți tineri nu se încumetă să facă mișcare, vârstnicii din Japonia au sfidat bătrânețea și joacă fotbal. Chiar dacă unii au câte 80 de ani, sunt plini de energie și aleargă după minge. În prezent, la Tokyo sunt 18 echipe de pensionari care joacă fotbal. Sporturile precum fotbalul sunt interzise vârstnicilor din cauza riscului mare de accidentare. În Japonia însă, unde persoanele cu vârstă de 65 de ani și mai mult reprezintă aproape o treime din populația țării, pensionarii mai activi și relativ sănătoși joacă fotbal. Mulți dintre ei s-au apucat de sport după ce au ieșit la pensie. De exemplu, portarul echipei în vârstă de 93 de ani este fost designer de mașini și s-a apucat de fotbal acum 3 decenii. În prezent, bărbatul este cel mai vârstnic jucător de pe teren. ゴールキーパーやんのはね 30 年ぶりぐらい more than 30 years あの他のポジションでしたからねうんもっと痛くなるようなね昔はもっと痛いけどキーパー În schimb, bărbatul din imagini joacă fotbal de 70 de ani, de când era elev la școală. Inițiativa a luat amploare în ultimii ani și a fost dezvoltată de organizația Fotbal pentru Viață, responsabilă de înființarea ligilor pentru seniori din Tokyo. Responsabilii spun că la început existau doar 4 echipe pentru jucătorii de peste 70 de ani. Anul acesta cifra a crescut la 18. Printre ei se numără și echipa de octogenari. Membrii organizației estimează că în următorii 3 ani numărul formațiilor va crește de 26. Organizatorii spun că fotbalul le oferă seniorilor mai mult decât mișcare, deoarece atunci când vin pe teren, bătrânii socializează și își fac prieteni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la această oră. Următorul buletin de știri în limba rusă începe la ora 14:45. Să aveți o zi cât mai reușită!